Un ucrainean refugiat în România a fost dat în urmărire pentru că a violat o fetiță, pe numele său fusese emis mandat de arestare. Conform Digi24.ro, un ucrainean de 45 de ani, refugiat în România, a fost dat în urmărire de poliția română, fiind acuzat că a agresat sexual o fetiță. Pe numele său a fost emis încă din luna iunie un mandat de arestare preventivă pentru viol. Victima ar fi fica unei alte familii de ucraineni veniți la București. Judecătorii au emis pe numele lui un mandat de arestare preventivă pentru viol, însă bărbatul a dispărut împreună cu fiul său. Împotriva persoanei în cauză, judecătoria sectorului 1 București a emis mandatul de arestare preventivă numărul 36 din data de 23 a 6 a 2022 pentru o perioadă de 30 de zile sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol, potrivit poliției române. Potrivit unor surse apropiate anchetei, închetei, ucraineanul locuia într-un hotel din București împreună cu fiul său. El este acuzat că a agresat-o sexual pe fetița unei alte familii din Ucraina care se juca împreună cu băiatul lui